Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este Nona Rapotan, editor, coordonator, bookhug și profesor de științe sociale. Și astăzi vorbim despre Anne Frank, despre jurnalul unei tinere fete, Anne Frank, și am să vă arăt și cartea la cameră. O carte publicată în colecția autobiografia a editurii Herald. Nona? O carte importantă, și aș vrea să. pentru, pentru cei care ne urmăresc câteva mici detalii, să spunem, biografice despre Anne Frank, împreună cu familia ei și alți cunoscuți evrei. Anne a stat ascunsă timp de 2 ani în perioada 6 iulie 1942, 4 august 1944, de teama deportării în lagăr, în așa numită anexă, am putea să-i spunem, a sediului firmei patronate de tatăl său, în Olanda, în Amsterdam, în Amsterdam în ocupat de germani. Uh, din 1947, când s-a publicat prima ediție uh, a cărții în țările de jos, jurnalul Anei Franca a fost tradus în peste 65 de limbi și s-a vândut în întreaga lume în peste 35 de milioane de exemplare. Uh, de ce este atât de relevant uh, acest jurnal al unei tinere adolescente? Care ne, ne gândim la o tânără adolescentă, ne gândim poate la cu totul alte preocupări pentru vârsta ei, dar iată mm -hmm. că vorbim despre. Vorbim aici pe lângă trauma colectivă a războiului, vorbim și despre o, o traumă individuală și vorbim, bineînțeles, într-un context uh, istoric, uh, social și cultural foarte bine conturat și determinat. Uh, bine, ne am regăsit. Și mă bucur că astăzi avem ocazia să vorbim despre o carte într-adevăr esențială. Bine ar fi fost să nu trebuiască să vorbim despre un asemenea jurnal. O să încep în primul rând cu categoria de cărți, da, despre care vorbim. Jurnalele sunt o specie literară foarte, foarte aparte din cauza conținutului care este deseori nefiltrat, necenzurat și, și, ediția pe care o aveți voi la, la Herald acum este într-adevăr o ediție necenzurată, pentru că cuprinde și uh, fragmente pe care tatăl uh, Anei Frank n-a vrut să le publice. Uh, sunt cele care uh, țin de etapa de dezvoltare în care se află Anne Frank atunci când, era, uh, când s-a depostea. Ea era uh, o adolescentă, avea frământări ca orice alt tânăr de vârsta ei, începea să simtă fiorii dragostei, avea preocupări legate de unul sau altul dintre prieteni sau membrii anturajului și frivolitatea asta, mă rog, mie mi se pare normală frivolitatea asta pentru doza asta de frivolitate pentru vârsta ei, i s-a părut tatălui că N-ar da bine în contextul uh, jurnalului, care, într-adevăr, pune în evidență o tragedie, o dramă a unei întregi uh, categorii sau uh, categorii de, de oameni care nu au avut nicio altă vină uh, decât aceea că erau evrei. Uh, poate că n-ar trebui să uităm că noi vorbim despre cartea asta între două date esențiale pentru, pentru cei care au trecut prin Holocaust. Uh, pe uh, nouă, Uh, octombrie, în România, se uh, comemorează victimele Holocaustului, iar pe 27 ianuarie este ziua internațională a, uh, uh, de comemorare a victimelor Holocaustului. Sunt două date la care, uh, în preajma uh, se vorbește foarte mult despre această tragedie. Uh, ciudat este că și acum, la atâția ani după. Încheia cele de-al doilea război mondial, există încă oameni care neagă existența acestor, acestor evenimente și acestor tragedii, ceea ce este evident o, o abeahație. Și uh, mă bucur, de aceea mă bucur, da? deși n-ar trebui, uh, fiecare moment când se vorbește despre această carte. Pe de altă parte, uh, de exemplu, fica mea, care încă face 10 ani. Are o colecție întreagă de, de cărți sau de apariții care au legătură cu Anne Frank. Are inclusiv o uh, ediție National Geographic care a fost dedicată uh, Tinerei. Și prima oară m-am întrebat de unde uh, atracția asta vis-a-vis -vis de, de, de jurnalul ăsta. În primul rând pentru că este jurnal și pe, pentru ei contează foarte mult, uh, pentru tineri contează foarte mult Accesul la, la această informație direct, fără să fie filtrat de nu știu ce specialist sau nu știu ce interpret, iar pe de altă parte, tinehețea uh, victimei, pentru că până la urmă, în este o victimă a Holocaustului, uh, șochează, șochează în continuare. Și uh, mi-am adus aminte când am fost, uh, când am vizitat muzeul Holocaustului, dedicat uh, Holocaustului din Washington. Uh, e un muzeu impresionant din toate punctele de vedere, la care nu au acces copiii, tocmai pentru că ceea ce se vede acolo este într-adevăr traumatizant. Uh, singurul uh, spațiu care, în care copiii au loc, uh, pot să intre și să aibă parte chiar de lecții aplicate, este la intrarea muzeului, unde este refăcută o casă uh, a unei familii de evrei. Și uh, casa este la dimensiuni reduse, evident, ca să uh, nu ocupe foarte mult spațiu, dar este organizată de asemenea manieră încât reproduce fidel arhitectura. Și uh, șocant este că în bucătărie se aud vocile membrilor, adică a copiilor și uh, adulților din familia respectivă, uh, vocile de la micul dejun. Și impresionează foarte mult partea asta, da? Pe, pe masă sunt untul și tot ceea ce pregăteau ei pentru uh, micul dejun, sunt lăsate exact așa cum au fost găsite și uh, la sfârșit, după ce copiii fac turul uh, casei, da, se uh, încarcă cu toate emoțiile posibile, nu sunt lăsați să plece decât după ce au loc niște discuții, vis-a-vis -vis de ceea ce au trăit acolo și ceea ce au descoperit, și sunt îndemnați să lase niște desene. Și uh, foarte mulți, foarte mulți, pomenesc de uh, Anne Frank, pentru că m-am uitat pe o parte din aceste bilețele. Și foarte mulți aseamănă tragedia copilului din, din familia respectivă cu tragedia lui Anne Frank. Și asta demonstrează că este nevoie și astăzi, chiar dacă au trecut peste 50 de ani de la încheierea războiului, să vorbim despre aceste tragedii, să îi facem pe cei tineri să înțeleagă că nicio motivație de genul că ești evreu, că ești rom, că mă sau orice altă Uh, tu ai purta între ghilimele, dar orice etichetă socială ai purta nu justifică uh, atacul, nu justifică uh, uh, moartea până la urmă. Da? Adică nimeni nu poate să decidă numele tău, uh, ce să trăiești, când să trăiești uh, sau uh, dacă. Ai dreptul la viață sau nu. Și de asta știu că în România se studiază dacă nu mă înșel la 5-8 jurnalul lui Anne Frank, au fost discuții foarte mari vis-a-vis -vis de vârsta, de la care trebuie să vorbim copiilor despre uh, tragedia holocaustului, pentru că, într-adevăr, este o sumă de mărturii uh, care pot afecta mentalul unui copil. Personal, tind să cred că de la 10, hai 12 ani încolo se poate vorbi foarte, foarte bine acestor copii, tocmai pentru a-i învăța ce este toleranța și pentru a le hăta la ce ne ajută toleranța. Că până la urmă, toleranța așa e un concept abstract de sine stătător care Uh, poate să nu aibă foarte multă aplicabilitate, foarte multă rezonanță în mentalul unui copil, pentru că până la urmă este în dezvoltare. Dar în momentul în care vii și le arăți jurnalul lui Ian Frank și le spui că, uite, ea a fost o, uh, o adolescentă care a murit efectiv pentru că uh, pentru singura vină că e evreică uh, și uite uh, ce uh, ce putere a avut să scrie da? și la ce este bun un jurnal, la ce te ajută un jurnal, până la urmă ei încep să, să înțeleagă un pic din gozavia acestui, acestui fenomen, până la urmă, acestei abehații. Pe de altă parte, tehnica jurnalului se poate învăța, dar copiii. Ei sunt astăzi asaltați cu foarte multe informații, din toate punctele de vedere și de toate calitățile, din păcate, și uh, ei nu mai fac față. Uh, nu mai pot să filtreze rațional această avalanșă. Și atunci, singur, una dintre, unul dintre instrumente este să învățăm să scrii jurnal. Și uh, citind paginile uh, lui, din jurnalul lui Ian Frank, uh, uh, ei pot să vadă cât e de normal și de firesc să-ți consemezi undeva uh, trăirile, emoțiile, întâmplările, oricât de banale ar fi și oricât de uh, stupide ți s-ar fărea, să le scrii undeva, uh, te ajută să te ordonezi, să-ți faci, uh, să faci, ordine în gânduri, să dai deoparte ceea ce este mai puțin important da? și să păstrezi pentru mai departe ceea ce te ajută în dezvoltare. Și apropo de paginile uh, pe care tatăl lui Ane nu le-a avut publicate, este, de exemplu, consemnarea din 27 februarie 1944, o zi de duminică. Și ea zice așa, se adresează unei prietene. Draga mea Kitty, de dimineața de vreme și până noaptea târziu nu fac altceva decât să mă gândesc la Peter. Adun cu chipul lui în fața ochilor, visez despre el și mă trezesc cu el privindu-mă. Am sentimentul foarte puternic că Peter și cu mine nu suntem așa de diferiți cum păhem la suprafață și am să explic de ce. Nici Peter, nici eu nu avem mamă. A lui este prea superficială, îi place să filtreze și nu se preocupă foarte mult de ceea ce se întâmplă în mintea lui. A mea este foarte interesată de viața mea, dar este lipsită de tact, sensibilitate sau înțelegere maternă. Și eu și Peter ne luptăm cu sentimentele noastre lăuntrice. Suntem încă nesiguri de noi și prea vulnerabili în plan emoțional ca să fim tratați atât de dur. De câte ori se întâmplă așa? Îmi vine să alerg afară sau să-mi ascund sentimentele, dar în loc de asta, trântesc coalele și cătițile, împrăștii apa pe zori și, în general, fac mult zgomot, așa că toți ar vrea să fie la câțiva kilometri distanță. Reacția lui Peter este să se închidă în sine, să vorbească puțin și să stea liniștit, visând cu ochii deschiși ascunzându și în tot acest timp cu grijă adevărata personalitate. Dar când și cum vom ajunge până la urmă unul la altul? Nu știu cât voi mai putea ține această dorință sub control. A ta, Anne, e uh, franc. Deci e o mărturie uh, care n-ai cum să te lasă rece. Deci e atâta bogăție de trăire acolo, atâta sinceritate, încât te efectiv simți că te tai în, în tăișul acestei sincerități. Uh, pe de altă parte, observăm că Ana este deja foarte matură, foarte așezată în, în, în gândirea ei personală. Uh, uh, are deja o obiectivitate pe care a câștigat-o datorită evenimentelor că trebuie să le facă față. Să nu uităm că această mărturie este făcută dintr-un ghetou. Deci în condiții de, cum se cheamă, în condițiile unei ai totale absențe a libertății, deci oamenii ăștia nu aveau voie să facă ce-și doresc, nu puteau ieși să-și facă cumpărăturile decât controlat. Mă, da? Deci aici e, se știe foarte bine, sau mă, cei care nu știu ar trebui să citească un pic despre ce înseamnă viața într-un ghetou. Sunt foarte multe cărți care descriu această tragedie. Și, uh, din păcate, Ane este și astăzi uh, un model, un model al supraviețuitorului, pentru că ea, practic, chiar dacă a căzut victimă regimului, uh, regimul uh, Holocaustului, ea a supraviețuit și supraviețuiește în continuare datorită acestui jurnal. Un jurnal care, după cum vedeți, nahe moarte, dacă vrem să vorbim așa în termeni duri. Uh, da, deci revin la ideea de vârstă tin să cred că se poate citi de la 12 ani în, în sus. Se pot face foarte multe discuții, foarte multe dezbateri pro sau contra vis-a-vis -vis de necesitatea unei astfel de lecturi. Dar dincolo de aceste, aceste dezbateri rămâne necesitatea de a combate tot timpul. Deci tot timpul, orice formă de totalitarism și orice formă de uh, agresiune în numele unei idei uh, totalitare. Adică, asta nu trebuie să uităm niciodată. De ce e nevoie să. Pentru că avem o libertate, pentru care alții au murit și au murit, din păcate, foarte mulți. Așa cum a afirmat unul dintre primii admiratori ai, scrierilor, uh, ai scrierii, ai jurnalului lui uh, Anne Frank Jean Rome, acest jurnal aparent inconsecvent, scris de un copil, acest de Profundis. Uh -huh. Spune el pentru că, iată, noi am mai vorbit despre Oscar, Oscar Wilde și opera uh -huh. sa, și mai ales despre de Profundis, rostit de o voce de copil, întruchipează toată urățenia chidoșenia fascismului, mai mult decât toate probele care au fost strânse uh, de la Nürnberg la un loc. Pentru mine, spune Jean Rome, soarta acestei fetițe evreice simbolizează cea mai cumplită crimă, săvârșită de niște minți absolut diabolice. Uh, Mi-aduc aminte și acum când am văzut prima oară gaha de nord, plină de corturi și de familii cu copii, și țin minte că am încă efectiv n-am putut să mă mișc câteva minute și mă uitam uh, la încercările lor de supraviețuire și de uh, cât de multă nevoie aveau să, să, fie orientați și ajutați să se descurce cu tot ceea ce era absolut nou pentru ei. Și mă gândeam la, mă uitam la copii, câțiva dintre ei, evident că nu se sizau uh, gravitatea momentului și găseau în orice loc, uh, da, uh, găseau uh, un spațiu uh, bun de joacă. Și mă gândesc că uh, la Anne Frank și la toți cei care au, uh, mă rog, uh, unii dintre ei au supraviețuit ghetoului sau uh, lagărelor, mă gândesc la nevoia asta de a te, uh, de a, de a te încuraja singur prin, prin intermediul unui astfel de, de mijloace. Și jocul într-adevăr este la îndemână și este și mai și hol de, de, de fulare, dar și de efectiv te ajută să supraviețuiești. Uh, ea n-a avut șansa să intre în în, mă, în procesul ăsta de refugiere, din păcate, deci n-a putut să, să, să fugă de acolo, și de aici, drama într-adevăr, este și mai mare. În consecvența de care uh, spuneai, uh, uh, nu e o slăbiciune, nu e semn de slăbiciune aici, e semn de căutare, de adaptare la noia, noua situație. Totul este atât de nou pentru ea și atât de nefiresc. Dar ruptura asta bruscă de părinți, uh, faptul că îți percepi părinții de pe cu totul alte poziții, faptul că dintr-o dată grija cea mai mare a părinților nu este să aibă grijă de copii, ci să aibă grijă de un întreg spațiu, da? să se cuizeze un spațiu social de care nici prin gând nu le trecea că trebuie să aibă grijă. Adică și reorientarea asta a, a tuturor resurselor. Da, vorbim de resurse de supraviețuire, hrană, apă și tot restul care nu mai sunt dintr-o dată la îndemâna orcui. Toate astea, evident că dau peste cap uh, parcursul unei vieți și uh, în ciuda tuturor acestor opriri, crește, da? Deci evoluează, da? Se maturizează. Nu se oprește viața din loc doar pentru că unii tembeli s-au gândit că uh, evrei nu sunt buni, dar nu sunt, nu fac cum ia Hakur, da? Nu sunt uh, arieni. Uh, e e trist, într-adevăr, e trist. Dar uh, uh, legat de refugiați și de ucrainieni, mi-aduc aminte că impactul atunci a fost devastator. Nimeni nu s-a aștepta efectiv să te trezești cu atâți un, 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 o afluență atât de mare de, de refugiați. Și uh, mi-a plăcut uh, foarte mult solidaritatea tocmai... Cu copiii, cu, deci grija asta pentru copii, pentru că ei trebuie primii, primii uh, protejați. Și uh, mă gândeam uh, și vedeam la știri și mă uitam că s-ar putea ca ei, într-adevăr, să aibă o șansă să contribuie la ideea asta de mai bine. Adică toată suferința asta prin care au fost obligați să treacă, toate traumele astea o să fie convertite cumva în ceva mai, mai bun sau într-o faptă, cel puțin un șir de fapte bune. De asta și lectura jurnalului lui, jurnalul unei tinere fete, jurnal unei tinere fete Anne Frank, este o picătură, dar deloc insignifiantă. În acest proces de, de uh, transformare a lumii în într-un loc mai bun. Într -o, într -un, da, și în felul ăsta noi ce facem? Dacă vorbim despre jurnalul lui Ian Frank, cu, indiferent cu ce copil sau cu un adult sau așa, noi de fapt contribuim la o schimbare în bine. Adică îndepărtăm pericolul ăsta cu, într-adevăr, cu niște pași mărunți, dar îl îndepărtăm definitiv. Și asta înseamnă că încă este nevoie să vorbim despre uh, cărți cum este jurnalul uh, lui Ian Frank. Adică, asta e tragedia, dacă unii dintre noi ignoră lecția dată de istorie și, din păcate, repetă greșelile. Exact, trecut. și vrem, cum spunea cineva uh, ceva timp în urmă, vrem, uh, nu vrem, istoria se se repetă. Că învățăm sau că nu învățăm din greșelile trecutului, din greșelile istoriei, din păcate istoria se, se repetă și vine de fiecare dată cu o lecție, cu atât mai mult cu cât copiii. Exact, asta, uh, asta e tragedia. Copiii au de suferit întotdeauna. Co copiii, puberii, uh, adolescenții uh, reprezintă o categorie uh, vulnerabilă Poate cea mai vulnerabilă, da? Ne gândim că și în ceea ce se întâmplă în Ucraina au suferit foarte mult și bătrâni, mm. dar mergi, nu este scuzabil în niciun caz, dar mergi pe ideea că poate sunt chiar persoane veterani de război care, iată, au trecut, au trecut poate prin, prin cel de-al doilea război mondial, foarte tineri fiind și, iată, s-au confruntat din nou, n-ar fi crezut acest lucru. Cu, cu așa da, ceva. Deci, da, cu atât mai mult chiar. cu cât copiii reprezintă o categorie absolut vulnerabilă. Dragii noștri, am vorbit alături de. Nona Rapotan, editor, coordonator Book hub și profesor de științe sociale despre jurnalul, jurnalul Anei Frank, o carte publicată în colecția autobiografia a editorii Herald așa cum spunea și Nona necezurată, o carte pe care vă o recomandăm cu drag și sunt convins că această carte va fi citită în egală măsură și de adolescenți dar și de uh, publicul adult Mulțumim din suflet Nonan, dragii noștri, noi ne dăm întâlnire da. La o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise Pentru miți deschise Să aveți o zi frumoasă în continuare Și lectură plăcută. La revedere!